Pace și bine ați venit la întâlnirea Bisericii Bunavestire. Există anumite avantaje pentru participanți atunci când întâlnirea este online. Te poți conecta la întâlnire de oriunde este internet. Nu trebuie să mai socotim distanța pentru a ajunge la întâlnire. Nu trebuie să ne mai gândim la hainele cu care să ne îmbrăcăm noi sau copiii. Însă există și niște dezavantaje. Și se poate întâmpla de multe ori, înainte de a ne conecta, ca starea noastră să nu fie așa cum ne-am dorit să fie. Poate ne-am certat cu cineva din familie. Sau suntem supărați pe cineva apropiat. Poate suntem îngrijorați de un lucru pe care nu-l putem controla. Poate ne frământă o problemă și ne este greu să ne concentrăm și asupra altor lucruri. Sau poate suntem plictisiți, suntem obosiți și am dorit să facem altceva. Poate suntem triști de situația în care ne aflăm, noi sau poate cineva apropiat nouă. Însă Dumnezeu dorește să se apropie de fiecare dintre noi și să ne vorbească, fie prin cântare, prin rugăciune, prin părtășia grupurilor mici sau prin cuvântul Său. Și aș dori să ne uităm la două versete din Psalmul 19, versetele 7 și 8. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Cuvântul lui Dumnezeu este desăvârșit, este perfect. Nu lipsește nimic din el, din ceea ce trebuie să știm, cum putem să ne apropiem de Dumnezeu. Nu lipsește nimic din el, din ce ne este de ajutor pentru problemele cu care ne confruntăm. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, este vrednic de crezare, El ne călăuzește, El ne dă înțelepciune în situațiile cu care ne confruntăm, El ne dă siguranță și ne dă certitudini, așa cum vom descoperi și în studiul nostru de astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu înveselește inima, înviorează sufletul. Nu scrie în text că acest lucru se întâmplă instantaneu, așa cum poate de multe ori ne dorim noi. Însă Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima noastră, la sufletul nostru. Dumnezeu dorește să avem încredere în cuvântul Său și să ne deschidem inima către El. Și aș dori să vă invit să ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă și inimile noastre pentru cuvântul Său și să ascultăm ceea ce are El să ne spună. Doamne, vreau ca să te laud pentru cuvântul Tău care este desăvârșit, pentru cuvântul Tău care este adevărat, care este vrednic de crezare. Vreau să-ți mulțumim pentru că El ne poate înviora, El ne poate ridica. Te rugăm să deschizi Tu inimile noastre și să lăsăm deoparte grijile și problemele pe care le avem și să ascultăm ceea ce Tu vrei să ne spui. Te rugăm să lucrezi Tu la inima noastră și să fim așa cum îți place Ție. Te rog să binecuvintezi timpul care ne stă înainte. În numele Domnului Iisus. Amin. Dacă ne adunăm în Domnul, dacă avem al Lui Duh Sfânt, dacă inimile noastre una împărtășie sunt, dacă avem al Lui iubire, dacă avem al Lui Sfânțel, orși când în adunare e prezent cu noi și El. Astfel Tatăl ne ascultă, dorul nostru neîmplinit, astfel Fiul ne vorbește prin cuvântul Lui Sfânt. Și dulce și divin.
atunci ne strângem, ne adunăm fără Hristos. Dumnezeule, ai milă, nu lăsa între noi nici când lipsa ta și nelucrarea Duhului cerești și sfânt. Nu lăsa întâlnirea noastră fără dragoste și har, ca să nu ne fie lupta și alergarea în zadar. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i-am cerut. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice renegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin. Pace, dragilor! Astăzi, cu ajutorul Domnului, vrem să încheiem studiul Epistolei 1 Ioan și împreună cu Apostolul să tragem și noi câteva concluzii și aplicații pentru viața noastră. După ce, pe parcursul a 5 capitole, Ioan s-a adresat destinatarilor săi și nouă prin Duhul Sfânt, învățându-ne și asigurându-ne și lămurind ce înseamnă să fii un credincios adevărat și clădind argument după argument în ce privește siguranța vieții veșnice, cultivarea discernământului, dezvoltarea acelui discernământ vis-a-vis de învățăturile mincinoase, iată, la finalul epistolei, Ioan are o serie de adresări către credincioși prin care vine să sublinieze câteva certitudini pe care credincioșii ar trebui să le aibă. Prima dintre acestea este aceea cu privire la viața veșnică. Ioan a vorbit despre viață de la bun început, când a spus că viața a fost arătată și noi am văzut-o și vă vestim vouă această viață, ca și voi, zice, să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul. Vă scriem aceste lucruri ca bucuria voastră să fie deplină. Bucuria credinciosului e direct legată de părtășie și de viața veșnică pe care o are. Ioan afirmă fără nicio umbră de îndoială, foarte direct și foarte tranșant: cine crede în numele Fiului lui Dumnezeu are viața veșnică. Cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul nu are viața. Aceasta este una dintre cele mai frumoase promisiuni ale Sfintei Scripturi. Este una dintre cele mai frumoase asigurări date credinciosului și este deosebit de valoroasă. Nu este un
act de mândrie sau aroganță atunci când un credincios își însușește această nestemată a Scripturii, această promisiune. Din potrivă, este un act de smerenie ori de câte ori noi îl credem pe Dumnezeu și luăm pe cuvânt. Credinciosul nu totdeauna simte că are viața veșnică, dar aici este chemat să creadă, să știe lucrul acesta. V-am scris ca să știți. Dar ce se întâmplă cu un credincios care nu are siguranța vieții veșnice? E bine, un credincios care tot timpul se îndoiește vis-a-vis de mântuirea sa și de viața veșnică, este un credincios care permite unei vulnerabilități în viața lui. Și lipsa acestei siguranțe, care trebuie să vină din cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să vină din promisiunea lui Dumnezeu, nu din sentimentele noastre, nici din felul nostru de a trăi, nu din performanțele noastre, nu din cât de buni suntem noi, ci ea vine din promisiunea lui Dumnezeu, vine din credința în Dumnezeu. Lipsa acestei siguranțe lasă în inima credinciosului un gol, o vulnerabilitate pe care de multe ori credinciosul poate fi ispitit să o umple sau să-și dobândească această siguranță prin faptele lui bune sau prin diverse alte învățături care îl pot ispiti, învățături mincinoase care îl pot ispiti. Deci e așa de important și Ioan accentuează și spune, v-am scris aceste lucruri ca să știți. Dar de unde știe Ioan aceasta? De unde... Pe ce se bazează Ioan când spune asta? Ioan se bazează pe cuvintele Domnului Iisus. Ioan se bazează pe mărturiile din viața Domnului Iisus. Și mai devreme, săptămâna trecută, noi am studiat despre mărturisirea lui Dumnezeu, despre Duhul, apa și sângele care mărturisesc despre Hristos, care au mărturisit despre cine este Iisus, despre mesianitatea lui Iisus, au mărturisit că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu ca noi să avem viață veșnică. Iar în textul de astăzi, Ioan continuă ideea și spune, dacă noi primim mărturia oamenilor, cu atât mai mult trebuie să primim mărturia lui Dumnezeu. Și mărturisirea lui Dumnezeu este aceea, este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Dumnezeu însuși promite acest lucru. Dumnezeu însuși a mărturisit despre aceasta. Dumnezeu însuși a mărturisit în favoarea Fiului. Și au fost multe mărturii. Toate lucrările Domnului Iisus, făcute prin puterea lui Dumnezeu, mărturiseau despre aceasta. Toți apostolii au mărturisit despre aceasta, Ioan Botezătorul au mărturisit despre aceasta, profeții Vechiului Testament au mărturisit despre aceasta, dar cel mai mult a mărturisit învierea lui Hristos. Așadar, siguranța mântuirii noastre se bazează integral pe credința în Hristos și pe realitatea mărturiei sau mărturisirii lui Dumnezeu prin înviere. Cât de prețioasă este învierea, cât de prețios este cuvântul Domnului și cât de multă pace și bucurie aduce în inimile celor credincioși. Cine crede în Fiul, zice Ioan, are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. A crede în Iisus înseamnă a fi de acord cu Dumnezeu. A crede în Dumnezeu, dar a nu crede pe Iisus sau a nu crede în Iisus, înseamnă a nega mărturisirea lui Dumnezeu, înseamnă a-L face pe Dumnezeu mincinos. Ori de câte ori credinciosul crede promisiunile lui Dumnezeu, el nu face decât să mărturisească împreună cu Dumnezeu. Să fie de acord cu Dumnezeu. Și acesta este un act de smerenie și de credință. A doua certitudine la care se referă Ioan, în versetele 14 și 15, ține de rugăciune. Ioan a mai vorbit despre rugăciune, de data aceasta adaugă ceva nou. De altfel, ăsta este stilul lui. Aparent spune aceleași lucruri, ai impresia că se repetă. Dacă citești atent, Ioan schimbă doar două, trei cuvinte și dă un sens nou ideii pe care a lansat-o anterior. Completează ceva.
Despre rugăciune spune așa, din nou apare cuvântul știm. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Știm că ne ascultă și știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Și zice, avem îndrăzneala aceasta la El, că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Sigur, cum am spus, Ioan a mai vorbit despre rugăciune în capitolul 3 și atunci a legat-o de liniștea inimii și de păzirea poruncilor. Cel ce are pe Fiul, pe Iisus Hristos, cel care trăiește în ascultare de Dumnezeu, va cere lucruri după voia lui Dumnezeu. Toate aceste elemente sau condiții ale rugăciunii ascultate izvoresc din aceeași realitate a credinței în Fiul lui Dumnezeu și sunt consecințele acestea. De aceea Ioan le împletește așa de liber ascultarea de cuvânt, credința, a cere lucruri după voia lui. Rugăciunea noastră, atunci când noi credem în Hristos, când suntem ai Lui, când trăim în ascultare de El, nu are doar îndrăzneală. Da? În capitolul 3 Ioan vorbește de îndrăzneală. Aici vorbește și de îndrăzneală, dar mai adaugă ceva. Are certitudine. Și spune că atunci când cerem ceva după voia Lui, avem certitudinea că ne ascultă. Credinciosul nu capătă doar îndrăzneală prin credință, ci capătă și certitudinea răspunsului, pentru că știe că cere lucruri după voia lui Dumnezeu. Acum, sigur, se poate lansa întrebarea, dar ce înseamnă un lucru după voia lui Dumnezeu? Care sunt lucrurile după voia lui Dumnezeu? Un răspuns simplu, scurt, dar destul de general încă, este acela că lucrurile după voia lui Dumnezeu sunt lucruri pe care Scriptura ne le spune că sunt după voia lui Dumnezeu. Da? Dar care sunt ele? Ar trebui să întrebăm mai în detaliu. Și atunci când ne rugăm în viața noastră, uneori ne întrebăm, dar oare vrea Dumnezeu să facă asta? Și poate nu neapărat să fie un lucru rău cel pe care îl cer sau cu motivație rea, dar poate nu e în planul suveran al lui Dumnezeu. Sigur că da. Voia lui Dumnezeu nu e totdeauna un lucru foarte, foarte, foarte evident. Dar nu înseamnă că nu sunt și situații în care voia lui Dumnezeu este foarte evidentă. Sunt situații în care descoperim voia lui Dumnezeu pe măsură ce ne rugăm. Descoperim voia lui Dumnezeu pe măsură ce acționăm, constatăm care este voia lui Dumnezeu. Ne se creează convingerea că aceasta e voia lui Dumnezeu. Din nou, vorbesc în cadrul cuvântului. Nu vorbesc despre lucruri care sunt evident rele, asupra cărora cuvântul s-a pronunțat deja. Vorbesc de lucruri care pot fi bune, dar care poate nu sunt cele mai bune, pentru că voia lui Dumnezeu vizează lucrurile cele mai bune, nu doar lucrurile bune. Dar din categoria acelor lucruri cu privire la care te poți ruga cu toată siguranța, cu toată certitudinea, și să știi că ele sunt în voia lui Dumnezeu, îți propun să te gândești la cele lucruri care te fac asemenea chipului lui Hristos. Dacă te rogi, de exemplu, pentru o răbdare, fii sigur că asta e voia lui Dumnezeu. Dacă te rogi pentru dragoste, te rogi ca să ierți, te rogi ca să iubești, am mai spus, dacă te rogi ca să slujești cu o inimă deplin dăruită Domnului, fii sigur că Dumnezeu dorește aceasta mai mult decât tine. Fii sigur că ești și stăpân pe aceste lucruri. Adică Dumnezeu va duce la împlinire în viața ta dacă tu le ceri cu toată inima, cu credință. Dar totuși, versetele 16 și 17 ne spun despre o rugăciune pe care n-ar trebui să o facem. O rugăciune care este nepotrivită. Da? Credinciosul este invitat să ceară lucruri după voia lui Dumnezeu, să le ceară cu îndrăzneală și să le ceară cu siguranța că Dumnezeu va asculta. Dumnezeu este un tată bun, un tată bun care vrea să dea daruri bune copiilor săi și dă daruri bune copiilor săi. Domnul Iisus și în alte rânduri ne-a învățat să ne rugăm, să ne rugăm cu stăruință, iar Ioan aici spune, când inima ta e deplin armonizată cu voia lui Dumnezeu, ai certitudine, știi că Dumnezeu va împlini, pentru că știi că asta Dumnezeu își dorește. Sigur, ăsta e un proces în care poate nu-l deprindem din prima.
E un lucru pe care îl cultivăm în viața noastră, să auzim, să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu, să înțelegem, să distingem voia Lui. Dar revin la versetele 16 și 17. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte, dar este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Ei, versetele astea au dat multe bătăi de cap cercetătorilor Bibliei și nici astăzi nu s-au pus toți de acord. Sigur, ele nu schimbă și nu aduc vreo doctrină complet nouă în viața, în teologia noastră, nu schimbă lucruri esențiale în viața credinciosului și chiar interpretările care s-au dat pasajului nu sunt complet contradictorii și nu sunt neapărat lucruri care să ridice îndoieli sau frământări în viața noastră, însă, fără să insist asupra acestui pasaj, acestor versete, vreau să spun foarte pe scurt care e înțelegerea mea. Credinciosul este chemat să se roage și rugăciunea aceasta înseamnă și rugăciune de mijlocire pentru alții. Totuși, Ioan aici aduce în vedere o categorie de oameni pentru care spune, pentru aceștia nu vă spun să vă rugați. Și menționează un păcat care duce la moarte. Acum, sigur, în sens larg, orice păcat duce la moarte. Pentru că plata păcatului este moartea. Dar cred că păcatul la care se referă Ioan aici nu este orice fel de păcat, ci, după părerea mea, ținând cont de contextul în care scrie Ioan, și anume acela al unor învățători mincinoși, unor apostați, unor oameni care s-au dat drept credincioși, unor oameni care au cunoscut adevărul Evangheliei, au cunoscut cine este Hristos și totuși au ales să dea o altă învățătură împotriva lui Hristos. Oameni care în felul acesta s-au lepădat de Hristos, oameni care, după părerea mea, intră în categoria descrisă în epistola lui Iuda sau în Evrei 6 și alte pasaje care sunt în Scriptură, oameni apostați, oameni care s-au lepădat de credință, nu că au fost vreodată credincioși cu adevărat, dar au cunoscut cu adevărat învățătura Scripturii și au respins-o cu bună știință. Pentru astfel de oameni, Ioan spune să nu te rogi. În Evrei 6 spune că aceștia sunt cu neputință să fie înnoiți. Iuda spune că aceștia sunt oameni însemnați cu fierul roșu în cugetul lor, cărora le este păstrată negura întunericului și pedeapsa lor este o sânda veșnică. De ce cred că e vorba de un astfel de păcat și nu de orice alt fel de păcat? Pentru că Ioan distinge acest păcat de orice nelegiuire. Zice, orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Acum, dacă aveți o înțelegere puțin diferită în acest sens, nu e nicio problemă, nu faceți din aceasta o discuție prea largă în grupurile voastre. Ce este cert legat de rugăciune este că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Dar aia s-ar putea să fie o rugăciune pe care Dumnezeu nu ascultă, pentru că nu mai e voia Lui. Când un om s-a întors și s-a lepădat de Hristos, singur s-a judecat pentru eternitate. De la versetul 18 la versetul 20, mai avem o serie de certitudini, o serie de știm. Haideți să privim puțin peste ele. Știm că Dumnezeu, că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Extraordinar. În epilogul epistolei, Ioan le amintește câteva lucruri care, de nou, trebuie să le știe cu toată certitudinea, să aibă toată siguranța cu privire la ele. Și anume,
oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Ce înseamnă asta? El a mai vorbit despre asta și a spus, pentru că sămânța care locuiește în el, sau nu păcătuiește din pricina seminței celui ce locuiește în el. Pentru că Dumnezeu locuiește în tine, în cel credincios. Credinciosul nu poate trăi în păcat. Sigur, nu e vorba de un păcat accidental, nu e vorba de chiar un moment, o perioadă de împietrire, e vorba de o trăire deliberată în păcat, așa cum trăiau învățătorii mincinoși, așa cum trăiesc cei care nu cunosc pe Domnul. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Nașterea, natura, determină trăirea. Și cel născut din Dumnezeu, și de data asta în traducerea noastră apare cu literă mare, cel născut din Dumnezeu, îl păzește și cel rău nu se atinge de el. E foarte interesantă legătura între cele două certitudini. Prima este legată de a doua. Credinciosul nu păcătuiește pentru că este păzit de Dumnezeu. Pentru că este păzit de Hristos, cel născut din Dumnezeu, adică Iisus Hristos, îl păzește. Și cel rău nu se atinge de el. Dragilor, dacă n-ar fi protecția lui Hristos, dacă n-ar fi harul lui care să ne păzească, cum ne-ar sfâșia cel rău? Apostolul Petru spune, cel rău răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Și el poate să înghită. Și el poate să ne facă foarte mult rău. Biblia nu spune că cel rău nu e tare. Nu spune că nu e puternic, dar zice că cel ce e în noi e mai tare decât cel ce e în lume. Hristos e în legământ cu noi. De aceea, El nu doar ne-a dat o natură nouă. El ne-a oferit protecția Lui și ne păzește de cel rău. Versetul 19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Versetul 19 este un contrast. Noi, cei care am crezut în Hristos, suntem din Dumnezeu. Adică suntem născuți din El și implicit suntem sub autoritatea lui Dumnezeu. Mai devreme am citit că Hristos ne păzește. Dar toată lumea, în contrast cu cei născuți din Dumnezeu, toată lumea zace în cel rău. Și când zice lumea, Ioan se referă în primul rând la sistemul de valori, da, lumesc, care le numeră în capitolul 2, pofta firii, pofta ochilor, lăudăroșia vieții și implicit cei ce urmează acest sistem, cei ce sunt acaparați de acest sistem, cei ce iubesc acest sistem. Învățătorii mincinoși sunt încadrați în epistolă ca fiind partea acestui sistem. Ei asta învață, lumea ascultă cu drag. Toată lumea zace în cel rău. Aici Ioan face o conexiune foarte puternică între lume și cel rău. Lumea nu este un sistem de sine stătător. Lumea nu are valorile astea așa la întâmplare. Lumea poate nici măcar n-a inventat valorile astea. Ci valorile acestea sunt cultivate, sunt alimentate de cel rău. Dar în contrast cu lumea care zace supusă celui rău, credinciosul este păzit de Hristos și este sub autoritatea lui Hristos și a lui Dumnezeu, nici de cum sub autoritatea diavolului. Știm asta. Să nu cumva să nu știi, asta zice Ioan. Știm lucrul ăsta. Cunoaștem lucrul ăsta. Nu confunda lumea cu doar o chestiune culturală, inofensivă, care nu are nimic de a face cu spiritualitatea. Și din nou, când vorbesc de lume, vorbesc de acele valori care sunt transmise și prin cultură, prin media, prin muzică, prin viețile oamenilor, prin tot ce înseamnă exprimarea lumii. Trebuie să înțelegi și să distingi de unde vin ele și cui aparțin și cui se supun. Versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu
a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Poate cineva să-L cunoască pe Dumnezeu prin propriile lui eforturi? Ioan vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu la început și spune, cine zice îl cunosc, dar nu trăiește cum a trăit el, este un mincinos. Dar cei ce au crezut în Hristos, pentru că pe Dumnezeu îl cunoști doar prin Hristos, ne apropiem de Dumnezeu doar prin Hristos, pentru că în El este descoperirea desăvârșită, amprenta chipului Său, imaginea Lui desăvârșită este în Hristos. Și cine crede în Hristos, îl cunoaște pe Dumnezeu. Domnul i-a zis, Domnul Iisus i-a spus lui Filip, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. El ne-a dat pricepere să-L cunoaștem. Și dovada cunoașterii este trăirea în ascultare de El, credința în Hristos și trăirea în păzirea poruncilor și iubirea aproapelui. Ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat și noi suntem în Cel ce este adevărat. Știm asta. Știm că îi aparținem Lui. Cum știm? Dacă ești astăzi un credincios și îți pui întrebarea, de unde știu eu că eu chiar L-am cunoscut pe Dumnezeu? Care sunt lucrurile care dovedesc că tu într-adevăr L-ai cunoscut pe Dumnezeu? Asta ar fi un subiect foarte bun de discutat în grupuri. Eu voi da un răspuns foarte scurt, voi îl puteți dezvolta. Sigur că prima dovadă a faptului că L-ai cunoscut pe Dumnezeu este dacă tu crezi cu adevărat în Isus. Dacă Isus Hristos este pentru tine mântuitorul tău, este Domnul tău și crezi că ai viața prin El. Apoi o altă dovadă este dacă tu păzești poruncile lui Dumnezeu, iubești cuvântul Lui și ai luat o hotărâre fermă în viața ta de a trăi într-un mod plăcut Domnului. Pentru că asta e noua ta natură, asta înseamnă exprimarea identității tale atunci când tu trăiești în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și al treilea lucru pe care Ioan insistă și îl descrie în epistola sa ca fiind o trăsătură fundamentală a copiilor lui Dumnezeu este dragostea pentru frați. Dragostea pentru Dumnezeu care se manifestă în păzirea poruncilor și dragostea pentru frați. Pentru că cea mai mare poruncă este să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Știm că suntem din El. Știm că suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. Și apropiindu-mă de încheiere, înainte să abordăm ultimul verset, versetul 20 dă o descriere foarte concentrată a lui Iisus Hristos. Descriere extraordinară. Extraordinar de penetrantă, extraordinar de directă și foarte importantă pentru viața și teologia noastră. Uitați cum îl descrie pe Domnul Iisus. Este numit Fiul lui Dumnezeu, este numit Cel ce este adevărat, este numit Dumnezeul adevărat. Iisus Hristos este numit Dumnezeul adevărat. Dacă cineva mai are îndoieli legat de divinitatea lui Hristos, și după ce am studiat Evanghelia după Ioan, care, după părerea mea, demolează orice îndoială, iată, încă un verset, și nu este singurul, dar încă un verset care afirmă dincolo de orice îndoială că Iisus Hristos este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Viața este o persoană. Nu poți separa viața veșnică de Iisus Hristos.
Viața veșnică nu este doar o existență undeva care nu se termină. Viața veșnică înseamnă relație cu Iisus Hristos. Înseamnă părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Viața a fost arătată și această viață este în Fiul. Cine are viața, cine are pe Fiul, are viața pentru că Fiul este viața. Și viața veșnică care curge în fiecare credincios, chiar acum, chiar acum cine crede în El are viața veșnică. Această viață deja a început să lucreze în El. Chiar dacă trupul nostru este trecător, Duhul nostru nu mai moare. Suntem ai Lui. Această viață pe care noi o trăim este viața Lui. Viața Lui pe care El o împărtășește cu noi. Ne-a cuprins și pe noi în acest torent al vieții sale. Ioan încheie, capitolul 21. O încheiere, am spune, foarte neașteptată. O încheiere care aproape șochează pe cititorul modern. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin. După ce ai înțeles fundamentele vieții tale, după ce ai afirmat atâtea certitudini extraordinar de valoroase, Ioan încheie cu o atenționare. Feriți-vă de idol. Această încheiere nu este fără nicio legătură cu restul epistolei. Este o aplicare. O aplicare directă. Pentru că învățătura stricată duce la o practică stricată. Învățătura mincinoasă duce la practici distorsionate și păcate în viața credinciosului sau celui care le trăiește. Iar prietenia lumii este un soi de idolatrie. Prietenia cu lumii, cochetarea cu valorile lumii este un soi de idolatrie. Apostolul ne atenționează în final. Feriți-vă de idol. Este un pericol acolo. Vreau să mă adresez fiecărui credincios, fiecărui care ascultă astăzi. Care sunt certitudinile vieții tale? Tu pe ce te bazezi când vine vorba de credința ta? Care sunt adevărurile pe care le cunoști din cuvânt, dincolo de orice îndoială? Asupra cărora nu mai stai să te tot clatini, să te tot îndoiești. Ce adevăruri găsești în această epistolă pe care le-ai descoperit și pe care îți poți baza trăirea ta, credința ta, astfel încât ele să aducă bucurie și pace în viața ta. Vă sfătuiesc în grupurile de ucenicie să discutați despre aceste certitudini. Care sunt lucrurile pe care le știm cu adevărat? Sunt de acord, există în viața credinciosului și lucruri mai puțin certe. Există și texte din Scriptură asupra cărora putem avea păreri împărțite. Există și lucruri despre care știm puțin. Și nu suntem foarte siguri despre ceea ce știm, poate. Dar există destule lucruri care sunt certe. Certitudine nu înseamnă că cunosc totul despre acel lucru. Dar înseamnă că atât cât cunosc, este adevărat. Și știu aceasta din cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca fiecare credincios care ascultă acest mesaj, fiecare credincios din Biserica Buna Vestire, să aibă în viața lui siguranța mântuirii. Și vă invit ca în rugăciunile voastre să mulțumiți lui Dumnezeu pentru aceste certitudini. Certitudini care trebuie să devină convingeri în viața voastră și convingeri pe care să clădiți purtarea și trăirea voastră. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Său. Mulțumim Domnului pentru siguranța mântuirii. Mulțumim Domnului pentru faptul că El ne ascultă atunci când ne rugăm după voia Lui. Aș vrea să vă invit ca înainte de întâlnirea grupurilor mici
Să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste întâlniri. Doamne, vrem ca să te lăudăm pentru cuvântul Tău și să-ți mulțumim pentru faptul că El ne aduce siguranță legat de mântuirea noastră. Vrem să-ți mulțumim pentru faptul că Tu ne spui în cuvântul Tău că ești aproape de noi, că ne asculți rugăciunile. Mulțumim pentru că Tu ne spui în cuvântul Tău că suntem copiii Tăi. Te rugăm să binecuvintezi întâlnirea noastră de la grup mic și să ne ajut să aplicăm ceea ce auzim și ceea ce învățăm. În numele Domnului Iisus. Amin. Thank you.